Oliver Dobre a reușit și în 2016 să-și confirme valoarea și să urce pe cele mai înalte trepte ale podiumului la campionatele naționale, europene sau mondiale. An la rând, sportivul antrenat de Ilie Dobre s-a situat în topul performerilor județului. În cadrul Galei Campionilor, cel mai longeviv karateca al județului a fost premiat pentru rezultatele obținute anul trecut. Sunt bucuros că am reușit încă un an să particip la această gală, să fiu premiat. În rest, sper să reușesc și anii următori, cât mă vor mai ține picioarele. Și în 2017, karateca slătinean are obiective bine stabilite. Să mențin în acest an rezultatele obținute. Anul ăsta avem un campionat mondial, sper să reușesc să urc pe podium, va fi un an greu. Deci cu atât mai frumos dacă și reușesc să îndeplinesc obiectivele. Oliver Dobre este component al secției de karate de la CS Alminio Aldro Slatina de peste 20 de ani.